Pentru gestul său, dascălul riscă să rămână fără slujbă. Cum explică profesorul lecția de striptease, ne spune corespondentul Realitatea TV, Tudor Florea. Bună seara, Tudor! Bună seara! Profesorul de geografie Liviu Aruxandă i-a declarat pentru Realitatea TV că regretă ce s-a întâmplat, recunoaște că s-a lăsat dus de val, purtat de instinct, dar că a făcut-o și pentru a fi mai aproape de elevii săi. Însă, nu este rușine de ceea ce a făcut și nu consideră că gestul său este atât de grav pentru a impune sancțiuni foarte severe. Pe de altă parte, conducerea Inspectoratului Școlar Județean a transmis o avertizare către liceul Alexandru Ioan Cuza din Iași pentru a se lua măsurile necesare. Mâine dimineață se întrunește Consiliul Profesoral, va fi instituită o comisie de anchetă care va analiza situația și va lua măsurile ce se impun. Având în vedere că, se spune, profesorul nu este la prima abatere, el riscă o diminuare a salariului pentru câteva luni sau chiar, în ultimă instanță, desfacerea contractului de muncă. Protagonistul acestor scene postate pe internet este Liviu Aruxandre, un tip fără inhibiții, după cum se prezintă chiar el. Eu sunt un tip foarte deschibat, un temperament, să spun așa, sanguinis pricoloric. Simt atunci când, instinctual, dansul și muzica. Profesorul crede că imaginile au fost postate pe internet de un coleg invidios și nu de elevii săi. Faptul că atmosfera era extrem de, să zic, încălzită, faptul că elevii m-au susținut, pentru că dacă nu s-au apucat să aplaude și să știți cum fac ei la asta, și să chiui și toate celelalte, nu ajungea pe până acolo. Cazul dascălului va fi judecat de Consiliul Profesoral. Domnul profesor riscă observație scrisă, avertisment sau se poate merge chiar până la desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Liviu Aruxandrei nu este la prima abatere disciplinară. Profesorul de geografie a mai primit un avertisment anul trecut pentru consum de alcool în școală, perturbarea consiliilor profesorale și atitudine deplasată față de colegi. În urmă cu 10 ani, dascălul a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită.